acum s-a schimbat și propaganda funcționează așa. Eu am spus asta și cred că ați fi de acord cu mine și chiar aș vrea să comentați. De la pandemie încoace, de fapt de la confruntarea între Trump și Biden, din 2020 a fost, da? Încoace. Dom'le, ca la un făcut, ca și când există o putere supranaturală, da, care conduce și ordonează tot ce ține de propagandă. Uh-huh. Și vă dau exemplu de atunci, a urmat pandemia, era un comunicat, un discurs oficial pe întreg mapamondu, cum trebuie, ce nu trebuie să spui, ce trebuie să faci, cum trebuie să-i înjuri și să-i pui la zi pe ceilalți care nu sunt de acord, cu, nu neapărat cu vaccinul, că se transmite virusul. A urmat războiul din Ucraina. Vă aduceți aminte? Noi spunem aici, de la începutul războiului, e greu pentru Ucraina, 30%? Nu! Ucrainienii deja au câștigat, îi aruncă până la sfârșitul anului. Da, mai ținite că aproape ne spuneau, deci ne dădeau luna viitoare, luna viitoare, luna viitoare. Eu cred că sistemul de care vorbim în România, sau vorbim în Statele Unite, trebuie să-i spunem deep state, este la nivel global acum. Nu, da, este la nivel global, iar conflictele care au apărut, pandemia, în primul rând, a unit deep state-urile naționale. Le-a unit. Le-a dat un fond comun, pentru că le-a dat resursele financiare comune. Au furat, de-au stins. Și ideea de a rămâne la putere. De la izolete până la... Și ideea de a rămâne la putere. Și ideea de... păi, trebuie pentru ca să-și ascundă crimele. Pentru că noi avem o problemă, eu am mai spus-o și o repet, eu cred în absolut în existența, eu sunt un om vaccinat, aici a fost un lucru în care ei nu m-au putut ataca, pentru că eu m-am vaccinat de 3 ori. În familia mea eu am avut victime ale infectării cu COVID. Un membru al familiei mele chiar a suferit enorm post-COVID, a avut un long COVID și un post-COVID, unde toate minciunile arafaților noștri și ale lui Faucilor noștri, cei de toate zilele, au ieșit la suprafață, pentru că s-a văzut că nici Arafat, nici Fauci n-au știut ce vorbesc. Nu a știut nimeni, de fapt. Despre... A fost o improvizație de la un exact, cap la altul, de la un cap la altul, care a devenit criminală, soluții... care a devenit criminală. În baza acelei improvizații, oamenii au murit. Eu când am spus această problemă, și eu pun această problemă, dom'le, dacă vaccinul omoară un singur om, îl scoți de pe piață. Lăsați vaccinul. Vorbeam despre unirea deep state-urilor, care e mai importantă decât orice. Deci deep state-ul s-a unit în acest moment și a devenit o forță globală. Nu are misiunea la ora actuală. În Statele Unite nu pot să pună mâna pe bombele atomice, că dacă ar face, o să încheia povestea. În acel moment toată lumea ar tremura. În Rusia, Putin este încă la putere, cu toate că îl dădeau mort. Mai țineți minte? Murea în fiecare zi. Așa. Mortul viu, așa. În China, la fel, mai țineți minte că s-a spus, vine criza imobiliară, distruge economia mondială, distruge China, China se duce în epoca lui Mao. Uite că a venit criza imobiliară, apropo. Este criza imobiliară majoră în China și China n-a căzut, China n-a murit. Așa. Deci, acest deep state care s-a unit în acest moment, care este global, nu are lider și nu are misiune. Dar are propagandă. Automat, păi propaganda este unul din instrumentele, a fost unul din instrumentele comune de acțiune, da? Ce mințea Fauci la Washington? Nu are un lider. Un lider. Și nu are misiune. Ce mințea propaganda deep state-ului la Washington? Mergea până în Cuca Măcăi. Da, mințea și fraierul până de la... În Cuca Măcăi merge. Până în Cuca Măcăi din la România. La fel și cu războiul. Așa, la fel toate. Și cu războiul. Ce mințea în alfabetul de la Washington că se prăbușește Moscova, vin sancțiunile, nu? Era cu sancțiune, mai ții minte? S-a și uitat de sancțiune. Da, s-a și uitat, așa. Venea tovarășa von der Leyen de la Bruxelles, mamă, sancțiunile! Dar nu veneau pe tot felul de influencer de-așa și scriau din resursele noastre, din resursele mele, știu, eu am vorbit eu cu Sfântul Petru la... M-am dus și m-am întors. Nu era plecat Sfântul Petru? Așa, nu era plecat. Asta e, că se pare că nu l-au găsit niciodată. Așa, spunea ăsta, nu, îi spuneau influențării, vă spun eu că în 3 săptămâni Moscova rămâne fără gaz, rămâne fără aer, rămâne fără apă. Aducem aminte toate. Așa, bun. Problema fundamentală a umanității la ora actuală și a Statelor Unite este că nu au misiune. Ei s-au unit pentru că au furat de-au stins în timpul pandemiei. Sunt criminal responsabili pentru morții care trebuie la un moment dat. Apropo, medicii patologi din România care au distrus cariera, medicul patolog care a distrus cariera a două doctorițe de ATI din România și un procuror le-a declarat criminale alături de propagandă. Medicul patolog a făcut legătura cauzală între
vaccin și moartea pacienților? Sau acolo nu n-a mai fost nevoie de patologie? Patologii români, da? Toți patologii români. Că toți în acest moment e scandalul că procurorul a reușit să divizeze lumea medicală și medici între ei. Patologii români au scris vreodată vreun raport de legătură cauzală între vaccinul COVID și moartea pacientului? Vreunul din procurorii ăștia care au distrus... Păi nu știu, să vină la Deșteptul, că l-am văzut pe unul cu o cămașă roz deschis la trei nasturi, care ne vorbea despre cauzalitatea în ceea ce privește doctorii, folosirea sau scăderea dozei de noradrenalină. Dar la COVID au făcut-o? Păi să meargă ăsta, să mai deschie o nasture la cămașa roz, să facă. Nu știu cine e roz, de cine vorbești. Dar ăsta de la Uniunea Medicină Legale, e o asociație. Eu au dreptul să aibă asociații și... Și cămăși roz. Și cămăși roz, nu. Deci nu. Și mai ales deschise la... Dar băieții ăștia de la patologi au făcut autopsie. Ăștia sunt, domne, ăștia de ăștia sunt. Asta de rozul tău, zici. Da, așa, e. De băiatul în roz. Așa. Băiatul nu, ăsta... nu au făcut. Bun. De ce nu o să facă niciodată? Că legea îi obligă. Bun. România în contextul deci, ăsta. Deci, nu, atenție. Această da, și e dar important. Dar sunt și eu moderator, domnul Harman. Vedeți, dumneavoastră nu vreți să înțelegeți lucrul ăsta. Dar probabil că până la sfârșitul emisiunii o să-l înțelegeți. Nu știu, domne, că nu... Nici dumneavoastră nu sunteți aici. Nu, hai, dar hai să trecem la România. Hai. Apropo de Deep State. Nu, mai eu era o singură idee. Da, vă rog. Medicii patologi trebuie să ne spună legătura de cauzalitate între vaccinurile COVID. Da, nu o să ne spună nimic. Și pacienții. N-o și procurorii, care astăzi distrug medicii din România, trebuie să emită mandate de arestare. A, și să ne dea tot pe surse... actele de acuzare. Știți ce mă doare pe mine apropo de unirea acestor deep state-uri la nivelul întreg? E vizibil. Faptul că România a fost prima care s-a unit cu deep state-ul sau sistemul, sau era, din prima secundă, și a fost cea mai cel mai bun elev în a aplica lecțiile propagandei narrativele la nivel global. Începând cu pandemia, continuând cu războiul. Nu, dar începând cu democrația și cu NATO și cu UE, tot, ei aplică tot narativul mincinos. Nu, dar spun că cum? Fidel, fidel. Sunt cei mai cuvânt buni, cu cuvânt. Ca o slugă credincioasă așa este. Narativului mondial, așa nu face altceva decât să aplice în tocmai și la timp și de multe ori, chiar cu asupra de măsură. Adică noi... Păi noi suntem mai catolici ca papa, asta nu? Asta spun. Și vorba. Asta spun.